Salut! Astăzi vreau să fac o modificare a unei scule pe care am cumpărat-o mai de mult timp și abia acum mi-a venit ideea asta. Am cumpărat plăștile astea special pentru coliere, pentru coliere de furtun. Are o funcționalitate singulară, aceea de a strânge și a desface coliere, ceva de genul ăsta. Da? Asta e singura funcționalitate, adică să desfacă coliere de genul ăsta. Bun, eu am zis, bă, nene, la ce să folosesc pentru o singură operațiune plăștile ăsta? Oricum e destul de nepractic, pentru că în unele locuri nu ai loc să bagi piesa asta și e și incomodă de cele mai multe ori. Și atunci am stat și m-am gândit și uite, am să vă arăt astăzi cum îi fac eu modificare pentru a o folosi în două moduri, nu într-unul singur, și cred că e și mai practic și mai ușor de folosit. Bun, pentru asta vă trebuie doar două șuruburi metric 8, 8x1,25, deci șuruburi normale cu tija cât mai scurtă, poate să fie și mai scurtă. Asta e 8 ori, metric 8 ori 30, cred că, sau 35, în fine, nu contează asta, că oricum o să le tem cu flash. Bun, începem prin a scoate mai întâi și mai întâi. Scoatem siguranțele astea, ăsta l-am scos dinainte. Scoatem siguranțele astea țegări de aici și le punem bine, că poate ne trebuie mai târziu. Ok. Am scos piesele astea, astea sunt bune de reținut pe undeva, într-o punguță cu ziploc. Luați un tarod metric 8 și începeți să dați filet în partea asta de aici. Ăsta l-am luat, e Yato și îl găsiți pe magazinul cu scule.ro. Se ia tarodul și se filetează și pe o parte și pe alta. Atenție mare cum lucrați, pentru că aici, după cum vedeți, e un ochi făcut și dacă strângeți, deci dacă o luați așa, se va strânge materialul și o să rupeți tarodul. Dacă o luați așa, se va deschide puțin ochiul ăsta și nu o să aveți probleme să rupeți tarodul. Bineînțeles că se folosește și lup de fiere. Vedeți, în spate merge mai greu pentru că se strânge ochiul. Am folosit tarodul doar pentru în față. Ok, odată ce a intrat, a străpuns tarodul, să nu vă chinuiți cu scosul înapoi, puteți să desfaceți portarodul și îl dați într-o parte. Verificați dacă e filetul corect, dacă e filetul bun. Da? Intră foarte, foarte simplu, foarte, foarte ușor. Ok. Acum urmează să ținem, dacă vreți o puteți prinde în menghină, dar ăsta e șurub moale, 8-8 și se strică filetul, se strică foarte repede filetul. Luăm un punctator și găsim centrul cât de cât, vedem dacă e ok, dacă nu e ok modificăm puțin și am punctat centrul. După ce am punctat centrul, luăm un burghiu mic, un burghiu de 3, de 2, de cât o fi, și începem să găurim, să facem o pregăurire, cum ar veni, să ne asigurăm că e cât de cât pe centru. După pregăurirea inițială, luăm un burghiu mai mare, luăm și o cheie de 13 pe care o băgăm pe hexagon și începem să găurim aici. Iată, s-a făcut o concavitate. Luăm un burghiu și mai mare, ținem cu cheia de 13. La final trebuie să avem aici doar o concavitate. Ok, concavitatea e suficientă.
Da? Cam așa arată. E suficient pentru ce avem nevoie. Demontăm șurubul. Și acum înșurubăm și celălalt șurub. După ce ați înșurubat ambele șuruburi, îl puteți testa, foarte simplu, foarte ușor. După cum vedeți, nu mai are joc cum aveau celelalte piese. E mult mai ferm. Dacă vreți și credeți că vă ajută, puteți tăia un slot de-a lungul lui și atunci slotul acela va putea angaja marginile astea, dar e ok, adică nu e niciun fel de problemă. Nu mai are joc. Acum, ce avem de făcut? Pentru a avea dublă folosire, deci pentru a-l folosi și în alte parte, nu doar la coliere, luăm o ruletă și măsurăm cam un centimetru. Da? Măsurăm și marcăm cam un centimetru. Poate fi și un pic mai mult, pentru că după ce îl tăiem, îl putem ajusta la lux. Luăm un flex și tăiem la distanțele marcate. Va trebui să polizăm partea din asta pentru a o aduce la ceea ce avem nevoie. Marcăm cu un marker, partea din mijloc va rămâne, iar partea din extreme va dispărea. După ce ați polizat șuruburile în forma arătată, ele trebuie să arate cam așa. Da? Dimensiunea ciocului, să zic așa, undeva la 2 mm și lungimea lui cât să iasă din clește. Da? Cam așa. În momentul ăsta avem două piese pe care le putem monta și demonta în poziții diferite și am să vă arăt și la ce o să folosească. Da. Se potrivește la lungimea dorită. Dacă vreți mai lung, mai lung. Dacă vreți mai scurt, mai scurt. Se potrivește în poziția asta. Da? Și cam așa ar trebui să arate. La ce folosește? Probabil că v-ați dat seama. Folosește la demontarea conductelor de benzină. Da? Ia uite. Cât de simplu și de ușor. Da? Intră absolut perfect în slotul siguranțelor de la conductele de benzină. Deci uite cum dintr-o singură sculă ați reușit să faceți două scule. Iar când aveți nevoie să o folosiți pentru coliere, cam așa arată acum. Și cam asta e funcționalitatea pentru coliere. O să vedem și coliere puțin mai mari. Da? Deci nu e ca și cum ar scăpa. E ok. Da?
Accepțiunea mea cred că e o îmbunătățire pe care cu siguranță că am să o folosesc, altfel nu mă oboseam să o fac și pe care am vrut să vă arăt și vouă, tocmai ca să o folosiți și voi. La urma urmei nu arată super industrial, dar e foarte, foarte folositoare, fără niciun fel de dubiu. Și dacă stau să mă gândesc, uite, puteți chiar să setați, să zic așa, chiar și aici, la partea pe care o folosiți la colieră, puteți să setați lungimea. Da? Dacă aveți, nu știu, un colier mai mic sau un colier mai mare, puteți. Da? Foarte bun. Foarte bun. Păi,